Germania este lovită de cele mai grave inundații din ultimii 100 de ani. Șuvoaiele au ucis deja peste 100 de oameni, iar alți peste 1000 sunt dați dispăruți. Atât în Germania cât și în Olanda, oamenii au fost salvați de pe acoperișurile caselor cu ajutorul elicopterelor. Este rău și în Turcia. Mai multe echipaje de salvare au fost mobilizate pentru a căuta mai mulți oameni dispăruți după ce o clădire a căzut în urma ploilor torențiale. Germania se luptă de câteva zile cu furtunile care au făcut prăpădi în mai multe orașe. Oamenii au fost nevoiți să lase tot ce au strâns de o viață în urmă și să meargă să se adăpostească de viituri. Zgomotul elicopterelor este ultima speranță pentru cei care s-au izolat cu greu pe acoperișurile caselor care stau să cadă. Cel puțin 100 de oameni au murit, iar mai mult de 1000 sunt dați dispăruți. Sute de case au fost dărâmate. Am avut traumă, de să vezi iau să șeni ruici, flic permanent, bis der letzte gerettet wird. Și în Olanda, oamenii au fost salvați cu ajutorul elicopterelor, iar în Belgia, cel puțin 2 persoane au decedat. Transportul public a fost oprit, iar oamenii sunt extrem de îngrijorați. On a peur, c'est vraiment la panique. Ma fille doit rentrer aujourd'hui, c'est vraiment un stress, une angoisse. După ce ploile torențiale au ajuns și în Turcia, mai multe echipe de salvare au fost mobilizate pentru a căuta mai mulți oameni dați dispăruți, după ce mai multe case au fost dărâmate, iar străzile au fost blocate. Autoritățile spun că de vină pentru această catastrofă ar fi schimbările climatice, care își fac simțită prezența din ce în ce mai mult. Aber dass diese Naturkatastrophe so stattfindet, hat sicher auch etwas damit zu tun, dass der Klimawandel in der Weise und Geschwindigkeit fortschreitet, wie wir das heute schon seit langer Zeit beobachten können. Und deshalb muss das ein weiterer Ansporn sein, auch als Verpflichtung für all diejenigen, die hier Opfer geworden sind, dass wir alles dafür tun, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten, damit uns solche Katastrophen nicht in diesem Ausmaß wieder erreichen, soweit wir das beeinflussen können. Incendiile tot mai dese, inundațiile care iau pe sus orașe întregi, încălzirea globală, seceta, toate acestea sunt efectele schimbărilor climatice asupra cărora oamenii de știință au avertizat de mult timp omenirea. În timp ce alte schimbări dramatice în temperaturi și catastrofe naturale, precum valul de căldură din Statele Unite, au fost puse pe seama activității oamenilor, o legătură clară dintre ploile de zilele acestea și activitatea umană nu a fost încă dovedită.